Ce aveți diferite formate de prezentare, plat e cel mai economic, să zic, în sensul că arată ca o interfață elementară de Windows, nu știu, 95. Sau există niște variante să-l facă să aducă cumva Word. Ideea e că doar îi schimbă un pic culoarea. Deci dacă nu vă place interfața, mai puteți căuta pe aici vreuna care poate vă place mai mult. Dar altfel eu o să-l las plat. Deci cu o încărcare minimă de interfață, de umbre. Bun. Ce aș vrea să modificați ar fi aici. La număr maxim elemente mai adăugați 3 zerouri. Deci se referă la câte elemente se pot selecta maxim. Și lăsăm mai multe, în speranța că o să aveți structuri foarte complicate de făcut. Și la entități la fel. Deci se referă odată, dacă selectez mai mult de... implicit, dacă selectez mai mult de 500 de elemente, nu mai arată proprietățile. Dacă punem mai mult, mi arată. La fel aici, când zic tot, să fiu sigur că îmi selectează toate bar și nu doar 100 de elemente. Bun, totodată aici, jos, puneți complet. În loc de minim, stil curent, bar complet, ca să aveți toate meniurile. Și apoi la șabloane nu prea contează, la directoare. Asta e doar să știți pe unde își ține programul fișiere temporare sau alte fișiere. În ideea în care vedeți că nu mai aveți loc pe ce, s-ar putea să mergeți manual să ștergeți din temporarele lui diferite autosalvări. Spre deosebire de alt plan, el își salvează autosalvările diferite, adică puteți vedea ce aveați acum 5 minute, acum 10 minute, le puteți găsi în folderele astea, dar în același timp e un dezavantaj că aglomerează destul de mult, mai ales dacă sunt modele calculate. Și de aceea aici la altele puteți pune activare autosalvare la câte minute doriți, zic la 1 minut, la 5 minute, ștergere după 4 zile, cel mult 3 fișiere, deci se referă la ștergerea din temporară. La acțiune la pornire o să-i lăsăm afișare gestiune proiecte, adică interfața clasică. Și aici observați că există două zone. Există spațiu de lucru unde în funcție de limbile pe care le-ați bifat la instalare găsiți mai multe sau mai puține limbi. Dacă vreți alte limbi, mai rulați odată kitul și bifați cele limbi de instalare. Dar ce vreau să observați că există limbă pentru spațiu de lucru, adică pentru interfață, și limbaj pentru notele de calcul. Și limbajul ăsta poate varia în cadrul unui proiect. Deci puteți face breviarul de calcul și în alte limbi, fără să știți limba respectivă. Deci își traduce toate tabelele, toate anteturile, titlurile în diferite limbi europene, majoritatea. Bun. Cam atât. O să-i dăm OK. Ce, mai aveți ceva bifat sau? Da, e ok. Ce se întâmplă? Asta la ce se referă? Dacă știți în SAP, nu știu cum e în Axis, după ce ați rulat modelul, l-ați calculat, apare un lăcățel. Bun. Ideea e că dacă vrei să modifici ceva legat de încărcări sau rigiditate care ar afecta rezultatele, trebuie să-i scoți lăcățelul. La știa nu pune lacătul acela, ci pur și simplu șterge rezultatele și dacă e ceva mai care a calculat a durat mai mult, întreabă, sigur vrei să ștergi când ai face modificarea? Puteți lăsa, nu e o problemă. Și jos ce mai aveți? Da, asta o aveți sau nu? Bun, nu e esențială. Aici trimite... Îi pune happy face-ul ăsta. Dacă vă place ceva sau nu din știa, puteți să-i spuneți și face o captură de ecran. E o tâmpenie. Nu e o tâmpenie, dar nu e cine știe ce important. Îi dăm OK și să închidem și să repornim programul ca să intre în... să se activeze setările.